Salut! Am ajuns la jumatea lunii și tac. Motivul? Păi e un vecin, Mirica, căutați cu numele Mirica, e singurul care îl apreciez de pe scara, m-a rugat să-i pun la punct un laptop, Toshiba. Și mi-a ieșit ăla pe nas. Ca o curiozitate, a trebuit să adun softuri care ocupa 500 de mega, deci umplu un CD-ul. Și împrăștiate brambura, dar a fost plăcerea mea. Așa se face că am tăcut o săptămână, sau chiar două. Am ceva de zis, aproximativ, respectiv revista presei în varianta apartamentului 14. Și amestecate, asortate așa, firmituri, că dau de gândit, cel puțin pentru mine. Johann Schaffer și iubitul lui s-au dus în vacanță în Miami, cunoscut ca un loc libertin și tolerant față de homosexual, însă au avut parte de o experiență nefericită. În timp ce se aflau la coadă la un restaurant, cei doi au avut un moment tandru și s-au sărutat. Dar un alt prins a simțit jignit și a urmat o încăiere în toată regula. Toleranța eu o văd cu dus întors. Nu sunt în măsură ca să judec ce face cineva în dormitor și cum face. E treaba lui, dar să o facă dragului în dormitor. Și dacă vorbesc de toleranță, atunci și Jordan Schaefer și iubitul lui ar trebui să dea dovadă de toleranță față de ceilalți care nu suportă așa ceva, să-i deranjează. Și trebuia să se abțină dracului, ca să aibă un moment tandru, sărutându-se în public, să încălziseră neuronii în ei, ce dracu. Vișinescu. În motivarea sentinței, că ăsta a jurat să urască dușmanii clasei muncitoare. Da. Din punctul ăsta de vedere, nu pot să-l condamn pe Vișinescu. A jurat. Nu numai el. Toată clasa muncitoare a urât pe acești dușmani. S-a păstrat această dușmanie și acum. În 2016. Observați acțiunea justiției libere și independente, cum tratează problema retrocedărilor. Câți din fostii proprietari din clasă exploatatoare au avut câștig de cauză? Foarte, foarte puțin. Câți pungași au avut câștig de cauză? Foarte, foarte mult. De ce? Că oamenii care populează justiția dreaptă provin toți din clasa muncitoare. Și implicit au păstrat mai departe tradiția primită de la părinții lor, dar cotonogii pe cei din clasa exploatatoare și o fac cu mândrie patriotică. Da? Păi vorbeam eu mai de mult că nu-i totul ca să te îmbraci modern, să ai pantofi, nu știu ce firmă, ceas de nu știu ce firmă, să-ți plimbi fundul prin locuri educate și elevate, ca să te schimbi tu în mentalitate. E unul botezatul, creator de chiloți, care s-a plimbat prin toată Europa, la locuri stilate. Dar, într-o emisiune, au făcut o glumă, care n-a apreciat-o el. Și atunci el a spus, fă, de ce nu mi-ai spus? Asta arată, de fapt, originea
lui Botezatul, creator de chiloți, de care n-a putut scăpa. Fă. La mine nu există cuvântul ăsta în vocabular. Nu există. Punct. Indiferent de situație și de context, eu nu l-aș putea pronunța. Mi-aduc aminte că cineva a zis ceva despre mine și am aflat și eu, care mă critica și spuneam, am fost cu ăsta la câteva chefuri. Și indiferent cât o ia pe ulei, ăsta nu slăbește nici nodul la cravată. Dacă era o practică, când mergea la chefuri, toți după primul pahar îți scoteau haina de pe ei. După al doilea pahar îți scoteau cravata, ca să ne simtem bine. Ca asta era starea lor naturală. Eu rămâneam în costum cu cravată strâns la gât. Așa consideram eu normal. Dar asta, pentru prima dată, o reporteriță se exprimă corect. Se referea la o partidă de tenis care juca în partea noastră una Irina și a pierdut. Și reporterița, felicitări, a spus, nu a putut face față cum o cheamă pe aia. Deci nu a ratat calificarea, ci nu a putut face față, fiindcă ăsta e adevărul. Și mă deranja asta, anunțurile astea care apar de multe ori, Puterică a ratat calificarea. Ce a făcut? A uitat să ajung, să vină la Messi? Băi, o dă-o dracu, atât trebuia să vii acolo pe teren și te calificai. Nu. În sport se admite treaba asta, dacă cu adevărat înțelegi sportul. Într-o anumită dată, la o anumită oră, nu faci față adversarului. Asta e. Ca și în sport. E treaba mult mai complexă. Dar la alta este o informație. România e singura țară din lume care dispune de un procent de aproape 100% în ceea ce privește proprietarii de locuințe. Trebuie să fim mândri la asta. De ce în Occident procentajul ăsta este 20-30% și la noi 100%? Datorită lui Iliescu și a lui Petre Roman, care au băgat apartamentele la paușal. Ia. Păi era averea întregului popor și trebuia tranșată. Chiar și eu am cumpărat atunci două apartamente, nu unul. Eu locuiam atunci la apartamentul 13, părinții mei și 14, în care stau eu acum. Stăteau mai rău cu bani. Și dintr-o soldă mi-am permis ca să achit ratele pentru două apartamente. Erau niște prețuri derizorii. A fost un fel de pomană națională. Te spui, păi, normal. Averea întregului popor, ne-am împărțit-o între noi. Dar se uită o treabă, că dacă te uiți la averea întregului popor, o ia așa de îndărătelea până jos, la început. Toată averea întregului popor s-a bazat pe averea clasei exploatatoare, care a fost confiscată. Deci acum, schimbându-se regimul, în primul rând, trebuia văzut acest nucleu, care au donat de bună voie și nesilit de nimeni tot ce au avut și despăgubiți ăștia. Iar ulterior, împărțit ce a mai rămas. S-a sărit peste asta. A sărit cineva de fundul sus? Nu. Ați auzit de vreunul care revendică ceva, care să fie spus, domne, poftim, mi-ai luat, cum e cazul meu, 10 hectare de pădure. Și acum ai zis, ia-ți băi hectarele înapoi. Păi tu mi l-ai ținut 50 de ani. Ai profitat de pe urma lor 50 de ani. Dăm dobândă pentru treaba asta.
Și despăgubește-mă pentru asta. Nu-mi dai înapoi ce mi-ai luat. Și gata, era acum chestii lor. Vorba lui Șorin. Mentalitatea lui Șorin. Dar la alta m-a deranjat de foarte, foarte multe ori când am văzut la zilele astea naționale ale României bătaia boborului pe fasole cu cârnați. Și zic, bă, neamuri proaste sunt. Te bați pentru fasole cu cârnați. Și justificarea puerilă la participanții la această bătaie. Domne, e ceva asta, domne. Acasă o fac, dar nu e ca asta. Asta e fasolea făcută la cazan, domne, cu tot și de... Tot dracule, băi, fasole cu cârnaț, pum. Dacă ați ascuns că nu mănânci de altceva, că te putea face și tu acasă. Dar asta e grozavă, fasole cu cârnaț. Să aduce la extaz fasolea cu cârnaț. Trebuie să reduc puțin, e un zgomot de fond. Gata, i-am dat peste cap. După mine, dovadă de neamuri proaste. Însă m-am liniștit. Ați auzit de multinaționala Auto Daimler? Aia din Germania. A fost o adunare la care au venit toți acționarii ca să anunce ce dividende le dau. Și nu, probabil nu ca la SIF Transilvania, acolo se dau dividende de alea. Deși tot bătaie între doi investitori ai companii multinaționale, care s-au certat pe cârnați oferiți la bufet. S-au oferit 12.500 de cârnați, și n-au ajuns. Cât au participat? 5.500. Și nu le-au ajuns 12.000 de cărnați. Foarte interesant. Trec la alta. Gabriela Vrânceanu Firea. O doamnă. Soție. Mamă și, în special, femeie, candidează la primăria București, după cum bine știți. Și am ascultat-o. Leare cu vorbitul. Prompterista. Poate vorbi 5 ore despre orice. Despre nimic. Poate vorbi. Are cuvintele la ea. Însă dacă cauți să scoți niște idei, ai probleme. Propunem proiecte ca să vină lumea la vot. Păi, ea n-a făcut. N-a propus proiecte. Și, de fapt, pentru ce candidează ea? Să ajungă primar. Păi, primarul are niște atribuțiuni ale funcției. Atât. Normal. Au fost niște primari deosebiți care au schimbat foarte multe în București. Nu acum, înainte. Dar eu nu sunt așa. Vreau unul de ăla care să facă așa. Nu, domne. Să țină dracului de fișa postului. Atât vreau. Și asta ar trebui să fac un primar. Mediocru. Să țină dracului de fișa postului. Proiecte. De fapt, dacă vă uitați în lupta asta politică care apare pe sticlă, nu se vorbește de ideologie, de proiecte. Se vorbește că ăla-i nașpa, că ăla întâi de rahat și viceversa. Deci, persoanele. Nu proiecte, nu ideologie. Păi dacă îi bagi pe toți ăștia, poftim, aduc Grânceanu Firea.
îi pui să dau lucrare de control cu doctrina partidului. Pe bune, ar umple probabil o hârtie A4. Dar citind-o îți dai seama că de fapt nu cunosc doctrina partidului. Alta, un caz. A fost prins un preot că a furat în cutia milii. Nu în cutia milii, a bănărit el niște acte acolo și a tras un ce profit. Mare. Și a fost luat acolo. Nu a eliminat în sistem. Luat de la biserica aia. Atât. Și a fost înlocuit cu alt preot. Normal. Când poți să lași un hoț acolo. De asta alt preot, al doilea, numărul 2, era într-un proces fiindcă a fost prins că a furat o bucată de pădure. Deci înlocuiești un hoț cu alt hoț, altceva în bor nu mai există decât hoț, că alte explicații nu există. Dacă ajungi în halul ăsta în care să înlocuiești un hoț cu alt hoț, ce credibilitate ai tu, bor? Nu lui pe Teodose, pe care a uitat toată lumea, care a fost înregistrat când se oferea să scoată pe unul preot contra cost. Asta este o abatere care este în anul 500 și ceva. Prinsă în soboarele astea lor, că trebuie taxată, dur. Ați zis de Teodosie că a fost taxat? Nu. E bine, mersi. De ce? 51% din preoți sunt exact ca Teodosie. Că dacă erau 49%, au aruncat minoritatea asta stricată afară. Ca să păstreze direcția asta, alte informații. Stareța Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, Nina Bădilă, va fi judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani în formă continuată. Tot apropo în curtea lui Bor. În mod normal, Biserica Ortodoxă Română a trebuit să-și curețe ea uscăturile de acolo. De ce n-o fac? 51% cel puțin sunt exact ca stareța asta. Și de fapt ca cum este poporul român. Mai țineți minte cu primarul ăla care a fost prins, tot așa, nu știu ce dracu a furat, era judecat, a candidat de nou și îl întreba pe Constantin, ce părere aveți de ăsta? Dă-l dracului, că e de-al nostru. Păi da, a furat. Și atunci vine Constantinul. Păi dacă tu ai umblat cu borcanul cu miere, nu te-ai băgat deși tu acolo? Păi normal. Mentalitate. Eu nu am. Și nu înțeleg. La mine se potrivește o descriere. Se comportă ca un câine care are un os în față și nu roade. Dar nu lasă nici alt câine să-i roadă osul. Așa ceva nu se face. Ca să păstrești linia, este scandalul cu Catedrala Mântuirii Neamului. Eu nu văd nicio legătură între această clădire și Mântuirea Neamului. Eu nu văd. Poate am eu o problemă de biblică. Eu nu văd. Eu văd niște scopuri mult mai apropiate acolo, acestei clădiri. Foarte lumești. Nu Mântuirea Neamului.
Că nu cred că poate cineva să spună, domne, după ce se face clădirea asta, neamul românesc s-a mântuit cu 0,7%, se certe cu altul care zice, na, cu 10%. N-are treabă cu mântuirea neamului. Pe o formație taxi, au făcut un cântec, este scandal mare, în care n-au spus explicit că acest cântec este contra-catedralei, dar foarte mulți așa au înțeles. Și în cântecul ăsta a fost și unul, Leșe, Gheorghe Leșe, care a priceput mai greu, conform declarației lui. A spus, omul câteodată nu se prinde din prima. Am citit, dar nu am înțeles unde se face trimiterea, unde duce textul. El a justificat că a primit foarte multe reacții. Și ține cont de reacțiile alea, cum spune el, să mă dau după lume. Aici eu mă deosebesc de Marle Rapsod Leșe. Nu mă dau după lume. Dacă eu consider cum e cazul în asociația de proprietari 162, unde sunt cei 400 de proprietari care gândesc într-un fel, e obligatoriu să gândesc și eu în felul ăla. Cit că crezi o notă discordantă. Parcă Mark Twain a spus un lucru. Dacă observ că părerea ta corespunde cu a majorității, ar fi bine să verifici. Că s-ar putea să ai o problemă. Cine dracu mai citi Mark Twain? Oprea Interesul Național. Ea are pe la de lucrări de control, a dat o declarație. Era acuzat pentru o problemă cu o mașină blindată, scumpă, care o folosea el. Și că e una jacuzzi sau nu e jacuzzi. De la simțit nevoia în declarația dată în fața reporterilor, se repete de mai multe ori. Mi-am făcut datoria. Păi ce are aia, mă, cu mașina și cu jacuzzi? Pe ăla simțit nevoia să tot spună, mi-am făcut datoria. Părerea mea, în materie de cum și-a făcut el datoria, nu și-a făcut. Că n-avea nevoie de jacuzzi dacă ești, n-avea nevoie de mașină blindată. Cine dracu să-i tragă lor un glonț în cap? Și de ce? Că face ce face toată lumea. Și atunci s-a luat o reclamă pentru Transpeed Block. Ne-am scos. Conform de reclamei, o singură aplicare asigură protecția la 3 până la 5 zile. Nu mai trebuie să ne spălăm. Dă-i pâș, păr și nu te mai speli. Eu sunt contra acestor smacuri. După mine, soluția normală, te speli dracului zilnic. Normal că o să transpir. Însă, dacă tu ești spălat, chiar dacă transpir, nu miroase urât. Am făcut sport. Relativ mult. Și de făcut un antrenament, de la curgea apa de pe mine. Nu miroase urât. Mirosea transpirație. E drept că mi s-a întâmplat ca să fiu încât în mijloc din ăsta în comun, să fie lângă mine unul care mirosea transpirație. O transpirație de-aia iute. Trebuia să plec de acolo. Nu puteam respira. De ce? Că ăla era nespălat de nu știu cât timp. Și de-aia mirosea în halul ăla transpirație.
Uite că am scăpat asta. Mă întorc puțin la Catedrala Mântuirii Neamului cu clipul lui Dan Teodorescu, intitulat Despre smerenie. Eu nu-l găsesc greșit ca mesaj. Și de-aia mi s-a întâmplat și popularizez asta, cazurile cu preoții, care într-o comună amărâtă se chinuie el. Am dat chiar una sau două însemnări înainte. A făcut o bisericuță, are grijă de copii care au probleme. Cinstelor. Însă Catedrala Mântuirii Neamului în niciun caz nu are treabă cu termenul ăsta despre smerenie, că nu este smerenie. Și el a trebuit să facă niște precizări. Și le-a făcut. Mesajul piesei este următorul. Cred că opulența și trufia nu au legătură cu credința. Cei care sunt supărați de acest cântec pot să-l contrazică? Dar cum spunea cineva, reclama negativă este tot reclama. Rezultatul după acest cântec s-a triplat numărul de donații. Oamenii au nevoie să se scoată. Și dacă nu se poate scoate prin modul cum se comportă, zice, donez acolo și mă scoate cel de sus. După mine, cel de sus are treburi mult mai importante decât de a avea grijă ca X sau Y, Popescu sau Ionescu să se scoată. Că de multe ori m-a deranjat exprimarea asta, care te despart de cineva, unii, să ne ajute Dumnezeu. Nu-i treaba lui Dumnezeu să ne ajute să mergem corect pe trotuar. Să nu e ca vaca prin porumb pe carosabil și las că mă scoate Dumnezeu. A murit mai de mult unul Gheorghe Dinica. A fost emisiunea cu soția lui. Și a spus un lucru foarte frumos. Dinică a plecat într-o zi. Se referea la moartea lui. A plecat într-o zi. Adică s-a culcat bine mersi și s-a trezit mort. Ei, tare aș dori ca și la mine pasul ăsta să fie la fel. Să nu deranjezi pe alții. Să nu crezi încurcături. Sub mine a murit un vecin, dar el a fost o legumă. A fost o tragedie pentru supraviețuitor, ca să-l țină în viață. I-a chinuit pe supraviețuitor. Nu, domnule, elegant, în liniște. Pleci într-o zi, punct. Așa cum a făcut taică meu, cum a făcut maică mea. Și sper să fac și eu, țineți în pumni. Cealaltă informație cu cardul de sănătate. Potrivit lui Vasile Ciuri, ce dracuție a mai scris ce dracuție a pe ce funcție stă asta, prin introducerea cardului, peste 47 de milioane de lei au fost economisite. Îl cred. Am o întrebare de gâgă. Unde s-au folosit aceste 474 de milioane de lei? Că nu se vede. Că, în mod normal, bugetul era fix. Și așa crescuse de anul anterior. Pe adunat la ăsta 474 de milioane, a trebuit să vadă al dracului. O să văd. A intrat în oala aia comună a bugetului consolidat și
Asta e. Aici e rău. Lipsa de responsabilitate. Dar la alta, cu spionii aia care au atacat-o informatic pe Codruța. A mai răsuflat o treabă, cum simt eu mai aproape. Mai citesc eu și văd informația baidandărătelea. Mamele celor doi spioni, una din ele a spus un lucru. Nu cunoaște limba. Și atunci mi s-a aprins și mine un bec. Eu nu sunt pe leduri, încă n-am rămas pe becuri. Că ăștia au fost acuzați că sunau la 3 noaptea și că îi provocau pe aia să afle anumite informații. Păi dacă ei nu știau românește, cum îi puteau? Cum poți să susții tâmpenia asta? Deci ăștia îi hărțuiau în engleză. De fapt, chiar și Codruța a spus că mi-a fost atacat fontul de mail. Mă mândresc că într-una din însemnările mele am spus înainte de a apărea curentul ăsta că a fost o porcărie ce s-a făcut, am susținut eu că este o porcărie. L-am luat înainte, că toată lumea n-a utilizat. S-a dat alta, aproape 400 de familii au pierdut alocațiile pentru copii. De ce? Copiii au chiulit la școală. Ei, în sfârșit, începe să simtă că se mai îndreaptă niște lucruri. Bun, îți dau alocație pentru copil, că te sărântă. Asta o face statul. Dar tu trimiteți dracu buraldelul la școală. Adică încep să pui niște condiții. Eu aștept că o să ajungă și la situația asta. Cum deducem noi informația asta mai de mult? Satul în care sunt 400 care primesc ajutor social și care le-a dus un fabricuță acolo. Pardon. Și nu au vrut să angajeze. Bun. O să ajungă și la situația asta. Ai dreptul să primești ajutor social? Da, foarte bine. Dar uite, statul trebuie indiguit. Așa-i puzul. Și ne apucăm și facem un dig. Cu cine? Cu voi 400. De nevoie. Banii care îi primiți pentru ajutor social, vă cumpărați o lopată, care e a voastră. La 10 inici să cumpărați și un târnăcop. La nu știu câți, cumpărați și o cazma, fiecare. Și când în fiecare fixăm pe lună câteva zile, în care primăria fluieră și toți ăștia 400 apăreți acolo și vă apucați și faceți digul. Conform normele militare, e o viteză de săpat acolo, un metru cub, nu știu la cât timp. O oră, două ore, trei ore, patru ore, nu mai țin minte. E o normă. Vă faceți norma. Dacă nu vă faceți, stați în continuare și vă faceți. Ei, și după ce ne-am apucat să facem digul ăsta, ajunge la concluzia că a fost puzul greșit. Și atunci primăria fluieră, ne cerem scuze că am greșit puzul și astupăm Vicu. Și facem un partenant a satului, că acolo e puzul corect. E, și după câteva treburi de genul ăsta, o să ajung la concluzia, tu ăla care primești ajutor social, că mai bine te angajezi dracului, că te dor palmele.
momentan încă nu se face asta. Că mă uit și pe aici, la primărie, domne, zona curățenii, se iasă tot să curețe în fața blocului, în jurul blocurilor. Păi nu-i treaba mea, proprietar, ca să fac curățenie pe domeniul public al satului, al orașului. Am mai discutat eu de treaba asta, când vecinii mei, vreo 8 inși, au curățat gardul viu și pe asta au autopremiat cu bere pentru efortul depus. Și mie mi-au bătut obrazul că n-am ieșit la tăiat gardul viu. Și am spus, domnule, eu nu fac curățenie pe domeniul public al statului. Și acum văd că s-au liniștit de câțiva, n-au priceput și ei. Da. Altă chestie care m-a șocat. Un tată bătea nevasta cu spăr și bătea fetele cu spăr. Și într-o emisiune a spus, în 17 ani de 3 ori mi-a spus, te iubesc. Aș vrea să fiu și eu alintat. De asta își bătea asta nevasta cu spăr și își bătea copilii cu spăr. Că n-a fost alintat. Da, asta e. Multe femei cred că se simt umilite. Foarte umilite. Că nu este în evidență cu nimic. Ți-a apărut rezolvarea. Reclamă la televizor. Acum nu mai este o femeie oarecare. A scăpat de regeală. Deci, se caute la catena sau unde dracu să dați treaba asta ca să nu mai fie femeie oarecare. Iau niște pastile de alea și nu mai sunt femeie oarecare. A murit unul, Fane Spăitorul. Și cineva, în anturajul lui, a spus un lucru interesant. Fane Spăitorul s-a născut lider. Sunt convins că lui Bronet, rău, care a spus-o, dar după mine are dreptate. Lider te naște. Am văzut odată niște interviuri luate unor puștani care urmau niște cursuri de leadership. Și ei spuneau, după ce absolv cursul ăsta, nu, lider nu devii în urmă unui curs de 3 luni, 6 luni. Nu există facultate de lider. Asta te naște. Mi se pare Hitler. A spus un lucru. Oamenii se împart în două categorii, în conducători și în executanți. Ei, liderul e un conducător. La ora actuală în țară, la noi, țara este populată până la primul ministru, Cioloș, executanț, ca factor de decizie. N-am văzut un conducător, un lider, cu adevărat. Chiar și la nivelul executanț, apare un fel de lider de executanț, care are o logică matinală și spune, încolo, ceilalți sunt fericiți, bine că știm încotro să mergem. Am vorbit mai fără să spun nimic. Mausule, putea da. 38 de minute. Dar nu spun nimic. Ce-am văzut eu, ce-am înțeles eu, ce-am reținut eu când ce apare pe sticlă. Dar normal, termin cu breaking news de lumea lui Bonobo.
maimuța aia cu care se mănâncă enorm de mult, mult, aia care are relație socială, care se comportă exact ca oamenii și care populează foarte mulți oameni pe dinăuntru și acum, în 2016. Delia, cine Delia? Una care dă din gura. Da, sunt grasă, dar apetisantă. Și mulți se uită în gura lui Delia, că e apetisantă. Și în final, remarc cu plăcere, chiar în regim de tăcere, am ajuns la 38.000 de vizitatori. Foarte mulți trec prin greșeală pe la mine pe ei. Și fug repede. Vreau să roare în stânga sus, o săgeată. O auto. Să lămuresc și plec. Gata. Mă întorc la Toshiba. Sincer, aia îmi place. Masochist. Ne mai întâlnim după ce termin cu Toshiba.